Salutare prieteni, un nou clip pentru voi. Aș vrea să facem o prezentare a exemplarilor de uriaș german achiziționați și scoși de către mine în anul 2021. Dar o să începem cu prezentarea a două femeluțe pe care le-am achiziționat de la domnul Marian Peri. O să vedeți cam cum se prezintă în momentul acesta. Cu toate că e sezon de năpârlire și exemplarele năpăresc foarte rău, eu vi le prezint cu drag să le vedeți. Sunt două exemplare achiziționate la vârsta de 2 luni jumate, femelă de ianuarie, părinți deosebiți din linia domnului Marian Peri. Așadar, o femelă care și-a recăpătat boxa numărul 7, cea de acolo de sus, singură pe boxă, o femelă de la care am mari pretenții, pentru că provine din părinți foarte buni și țin să-i mulțumesc domnului Marian. Acum nu prea se vede foarte bine blana, dar vă dați seama, este sezonul în care ei năpârlesc foarte tare și schimbă pentru sezonul rece. Asta e o femeluță. Așadar, produsii anului 2020, atât achiziții, cât și exemplare scoase la mine. Asta e mai rea, mai agresivă. Trebuie să vedem cum o prinde. Treci. În momentul de față un pic mai închisă pe blană, dar va fi și mai închisă. Trebuie să așteptăm momentul oportun și luna în care ea va termina de năpârlit în totalitate. Asta înseamnă undeva sfârșitul lunii octombrie, început de noiembrie, depinde foarte mult cum avem și vara asta, dacă este o vară lungă care să ducă căldurile acelea până mai târziu, sau se va termina un pic mai rapid și toamna se va instala în acest an. Ea va năpăli mai repede și vom vedea blana mai rapid. Soră cu cea prezentată un pic mai devreme, foarte bune amândouă până în momentul de față. Dezvoltarea este de placul meu. Femele lungi, exact ce mi-am dorit. Le urmăresc cu drag evoluția și mai departe puișuri din ele, pentru că asta e ce trebuie să obținem. Să obținem pui și să scoatem exemplare din ele. Vreau să vă prezint o femeluță pe care nu prea am scos-o așa la poze. Este mai pitită, să zic așa, cumva. O femeluță care are petată cremer, masculul meu de la domnul Marian, iar pe mamă o femelă din cele 4 surori cu care am lucrat anul trecut, cea masivă de 9,4 kg. O femeie care mie mi-a plăcut, atât urechea ei, cât și atitudinea pe care o are pe masă. O femeie care mie, instinctul mi-a spus ca să o opresc și am oprit-o. O femeluță de martie.
Blăniță nu putem spune nimic despre ea, pentru că nici n-a dat-o pe aia de pui jos, dar apoi a doua și a treia. Așadar, mai are mult de spus. Undeva prin luna ianuarie am putea să o vedem cu exactitate. Mai am acolo un masculaș. Frate cu coșarul. Avem și portocala, uite, poate Florinel se va uita la clip și vreau să-i o arăt, să mai vadă și el. Un masculaș, frate cu coșarul, are urechea ciupită din cuib. A rămas pentru că a stat împreună cu o femeluță, până la urma urmei am găsit și lui o boxă liberă, dar nu știu care va fi viitorul lui. L-am lăsat acolo pentru că am o boxă, genetic stă foarte bine, o să vă prezint și părinții. Are ca tată cel de-al doilea mascul adus la domnul Marian. Și ca mamă, o femelă cu 3 fătări în acest sezon la mine. Așadar, vreau să vi arăt. Avem mese peste tot, așadar putem face prezentarea și pe masă și pe cealaltă. Coșarul, frate, cu masculul prezentat mai devreme. Acest masculaș are o poveste de viață specială pentru mine. Îi merge bine, îmi place cum se dezvoltă. Mă bazez foarte mult pe el, că la modul cum merge, eu zic că se va dezvolta frumos și o să fie un mascul de bază la mine în adăpost. Atitudine, plăniță, ureche și o poveste de viață specială pentru el. Resuscitat și înviat de către mine când era puiuț mic, 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 mic. Pur și simplu i-am suflat în plămâni și așa a reușit să respire. Ușor, ușor s-a băgat lângă frații lui, a început să sugă și uitați la 4 luni de zile. Da, eu trăiesc orice moment la puiuții mei pe care îi am și mereu îmi aduc aminte de fiecare puiuț în parte și vă povestesc și vouă povestea de viață a iepurașului. O femeluță vă prezint aici, mamă, producție proprie. Este o femelă care mi-a dat 2 serii de pui anul acesta și după aceea am pierdut-o, o întărită puternică la ea, cu toate că femeia era energie, energie toată. Vă dați seama dacă fică din ea este așa pe masă, vă dați seama cum era mama ei. Femeluță de martie. Tată l-avem acolo la boxa numărul 4. Îl pălește foarte tare. Și în frunte ne pălești, mă. Da? E mop, nu altceva. Așadar, o fică din el. O prezint. Femeluță de martie, de la care am mari speranțe și pentru ea. Îmi place foarte mult călcătura, cum calcă, agitația pe care o are pe masă, ureche foarte bună și sperăm să treacă cu bine de perioada caldă și să fie o femelă de bază, la fel cum a fost și mama ei. Foarte mult mi-a părut rău de femelă, că am pierdut-o de mama acestui pui,
Dar asta e, trebuie să trecem cu bine și de pierderi. Cine nu crește și nu are pierdere în adăpost, nu știu, zic că e ceva imposibil. Scuzați, trebuie să fac lor la un special. Pot spune că pe undeva e mai special decât un pui de suflet al meu, Coșaru. Este frate cu femeia care v-am prezentat-o în interior. Mai lung, mai dezvoltat și pot spune un top în pui în ceea ce privește seria a doua de pui de iarnă. Masculaj la care am mari așteptări, probabil se va face mai bun ca virgulă Coșaru, pentru că a luat genetica, s-a potrivit, aș putea spune, mai bine. O ureche foarte lată, baza urechii late, un corp lung, o blană mai frumoasă, mai aspră, călcătura e mai corectă, vedeți, un picior lung la el, el ca exemplar fiind mai lung, Coșarul un pic mai scurt, pentru că vine din celălalt mascul de la domnul Marian Peri. Călcătura pe spate e în aer, adică nu are fundul jos, să stea cu fundul jos și asta e un aspect foarte, foarte la care trebuie să fim atenți. Coada o aduce sus frumos pe el, pe spate. Și gândiți-vă, e un mascul de martie, care are tot timpul de lume să se dezvolte. Eu undeva îl văd un viitor mascul de bază care poate să rămână lejer cu tatălui. Vedeți poziția picioarelor și călcăturii foarte corectă. Nu știu, eu așa îl văd. Acum fiecare îl vede cum crede. Un mascul frumos. L-am avut inițial la boxa numărul 13, de sus, de acolo, dinăuntru și am făcut schimb cu femeia de Hicol și am dat lui boxă mare, metru pe metru. Pentru că îi vreau o dezvoltare bună, la fel cum a avut-o până acum și s-a dezvoltat frumos într-o boxă mică, se va dezvolta și mai bine într-o boxă mai mare. Are loc să se miște, să se joace și e un lucru mare treaba aceasta. Și ca să încheiem clipul frumos, juniorii mănâncă, se distrează mereu. Cer de mâncare. Băi, copii, cum v-am spus, avem trei masculași și o femeluță. M-au rugat prieteni ca să... Deja o femeluță și un masculaș sunt rezervați. Un mascul aș vrea să-l opresc eu. Și dacă o dată să fie sănătoși, ar mai fi disponibil unul. Acum trebuie să crească, să-mi primească vârsta de 2 luni jumătate și după aceea o să vedem ce o să fie. Mama este singura femeie cu care am lucrat anul trecut din cele 4 surori și va rămâne în continuare matcă. Așadar, și mama Coșarului este
Este singura femelă cu care am scos 3 serii de pui anul acesta. Am scos o serie de pui în noiembrie, una în martie și una în mai. Cum o pui a dat bine, o să repet în toamnă monta cu masculul de aici. Puișorii sunt ai lui. Foarte lung mascul, cap frumos, bază lata urechii. E un an pe care l-am reușit, zic eu. Am avut exemplare numeroase. Am scos destui pui. Am reușit cât de cât să onorez și comenzile băieților care au colaborat cu mine. Le mulțumesc, să fie sănătoși atât ei cât și animalelor. Eu vă salut cu drag, toate cele bune!